execuției, domnului primar, numărul 411, s-a convocat Consiliul Local al orașului Târgoviște în ședința ordinară, data de astăzi 28.10. Vă rog să-mi permiteți să dau citire proiectului ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, a contractului de furnizare prestare a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare și a metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare calitativă și cantitativă a poluaților din apele evacuate de agenții economici din rețeaua de canalizare public aflată în administrația CSE CRABESA, anexe la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 556/2006/29/11/2010. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor practicate de SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. pentru unele servicii publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor Societății Comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocată data de 3.11.2021. 5. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna nr. 81/12.11.2020, aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente și a participării orașului Târgu Ocna la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ prin Programul Național de Investiții Angel Salini, în vederea realizării obiectivului de investiții modernizarea infrastructurii în orașul de Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, modernizarea străzilor, cărămidăriei viitorului și cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pentru desfășurarea activităților specifice de prevenire și combatere a zăpezirii drumurilor publice pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unei suprafețe de teren proprietate orașului Târgu Ocna, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare prin licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate orașului Târgu Ocna, județul Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SECE Util Conseca SRL. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestru 3-2021. 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Târgu Ocna pentru anul 2021. Observații. Exista și punctul 14, proiect de privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate zilei vânătorilor de munte, 3 noiembrie 2021, domnul primar, care am înțeles că a fost retras datorită situației pandemice în care ne aflăm. Și în cadrul comisiilor s-a venit cu o suplimentare a ordinei de zi. Dacă o aveți, vă rog să citesc. Este vorba de dispoziția numărul 478 din 26.10.2021, privind suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare, care are loc acum, prin care primarul orașului Târgu Ocna dispune suplimentarea ordinii de zi stabilită prin dispoziția 471,
cu următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției în cadrul programului de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, etapa a doua, și aprobarea cheltuielor legale de proiect. Vă rog, supun la vot ordinea de zi pe care v-am prezentat-o. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Băciucă, ordinea de zi pentru. Mulțumesc, să abține cineva, nu mai are cine. Mulțumesc mult. Vă rog să-mi permiteți să supunem pentru început la vot procesul verbal a ședinței trecute din 23.09.2021. Vă rog. Întâi se supune la vot ordinea de zi. Am supus. Și apoi, apoi suplimentarea ordinei de zi, dacă suntem de acord cu suplimentarea. Ok. Am înțeles că n-am fost în comisii de acolo. Nu, nu, nu. Da. Deci vă supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu punctul 15. Este vorba despre proiectul pe iluminat public inteligent. Cine este pentru? Mulțumim, împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Și mulțumesc pentru observație. Mă bucur. Nu e greșeală, dar așa e. Cut, așa nu, e procedural este corect și vă rog să corectați orice de la mă. Acum, stimați colegi, vă supun la vot procesul verbal a ședinței din data de 20.09.2021. Cine este pentru? Unanimitate, da? Vă mulțumesc. De asemenea, vă supun la vot procesul verbal din ședința extraordinară din 4 octombrie 2021. Cine este pentru? Unanimitate, vă mulțumesc. Nu? Participați și nu. Dar am văzut pe... Cine este împotrivă? Abținere. Dacă se abține cineva. Domnul. Mulțumesc. Acestea fiind parcurse, dau citire punctului 1 al ordinei de zi aprobate. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2021. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Raportul și de avizare, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică, 6 membri prezenți, din 7, a avizat favorabil. Deci, proiectul numărul 1, prin care domnul consilier local Munteanu este, se alege președinte de ședință pentru luna noiembrie 2021, a fost aprobat. Trec la punctul 2. Supunem la vot primul proiect de hotărâre, alegerea președintelui de ședință. Domnul, cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a contractului de furnizare prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele evacuate de agenții economice în rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea SECE-CRAB-E SA, anexe la contract de legare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 556/2006/29/11/2010. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare, Comisia Juridică, vă rog. Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre, Comisia Juridică a propus un amendament care a fost votat de către consilier cu 5 voturi pentru și o abținere. Și v-aș ruga că dumneavoastră, ca sus, inițiat, vă rog să faceți o descriere a acestui amendament. Sigur. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Amendamentul pe care l-am făcut
L-am semnat ca și inițiator, dar să știți că a fost în intenția tuturor colegilor să se referă la articolul 177 din proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, care, în forma propusă, ni se spune, și citesc textul original, cantitatea de apă uzată, evacuată, de utilizatorii casnici este stabilită în procent de 100% din cantitatea de apă potabilă facturată acestora. Textul pe care îl propunem noi, vrem să păstrăm vechea formă a regulamentului, care a fost valabilă până acum, cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici este stabilită în procent de 90% din cantitatea de apă potabilă facturată acestora. Care este motivul? Noi am considerat că nu întreaga cantitate de apă potabilă facturată este evacuată de utilizatorii casnici. Da. Acesta este integral amendamentul propus de mine în cadrul Comisiei Juridice și care a obținut sufragiul colegilor. Vă rog, discuții în plen. Vă rog, domnule primar. Domnule președinte, bună ziua tuturor. Am luat la conștiință de amendamentul propus către dumneavoastră prin cadrul Comisiei Juridice. În calitate de inițiator, nu pot să îmi însușesc acest amendament și argumentat de faptul că orașul Târgu Ocna face parte alături de celelalte OAT-uri ca și beneficiar ai serviciului de alimentare cu apă și canalizare, serviciu gestionat și încredințat de către Consiliul Local, către Consiliile Locale, către operatorul SG Crama. El a venit cu această modificare de regulament, de metodologie pentru ajustare și stabilirea tarifelor, aliniindu-se oarecum cu toate serviciile de alimentare și cu apă și canalizare la nivel de regiunea Moldova, cu ceilalți operatori, tocmai pentru a nu mai exista aceste diferențe și aceste discrepanțe. În susținerea acestui material, eu am solicitat operatorului CRAB, cel care a venit, de fapt, și cu modificările, și după toate cele sunt cam tot din acea zonă, în care ne-au prezentat în câteva slide-uri de ce trebuie să fie modificat regulamentul, în baza căror norme și aliniat cu prerogativele operării serviciului. Mulțumesc! Dacă sunt alte discuții, să parcurgem punct hotărâre. Dacă se mai înscrie cineva la cuvânt pentru discuție, vă rog. Să înțelegem că dacă noi am votat cu această modificare, am creat disfuncționalități în raport cu celelalte unități administrative teritoriale, nu ne-am aliniat. Știți foarte bine că totdeauna aceste materiale, dacă vrem să modificăm ceva în cadrul funcționalității a mai multor OAT-uri, ar trebui de mersul să fie altul. Să transmitem din timp un punct de vedere, o doleanță, o idee sau parcursă de un material, operatorul sau cine e entitatea respectivă, adicul sau avisul să își reînsuțească sau să le pregătească și atunci el să fie armonizat. Pentru că acest model de hotărâre, practic, este prezentat tuturor OAT-urilor beneficiarii acestui serviciu. Intenția noastră a fost ca intenția să apărăm cetățenii, suntem membrii acelei organizații. Și în calitate de primar și dumneavoastră, în calitate de consilier, suntem aici puși ca să găsim cele mai bune soluții și cele mai sustenabile soluții pentru comunitate. Și cu respectarea protocolelor, ideea de... Sigur că da. Facem parte dintr-o structură. Se pare că nu-i corect decizia care au luat-o ei, că nu se poate, nu putem plăti 100% din apa care curge de la robinet, să spunem așa. Să mai gătește cu apa aia, să mai spală, mai rămâne, că nu știu cum, nu corect ce au făcut, cum au făcut. Eu înțeleg că trebuie să ne aliniem, dar adică, nu știu, chiar suntem aici să apărăm interesul cetățeanului. Nu știu dacă e chiar în regulă să plătim apa la canalizare 100% din ce consumăm, din ce trece prin apomet. Bun, și acum, cum a spus și colegul nostru, dacă nu votăm în forma inițială, ce se întâmplă? Trebuie să revenim într-o altă hotărâre, pentru că vom fi iarăși cei care, excepția care trebuie să fie armonizată cu întregul. Domnul Abame, vă rog. Mulțumesc, domnule
Domnul primar, cu respect, dumneavoastră sunteți membru Comitetului Rector al ADIB, nu? ADIB. ADIB, da. Da. CRAB a trimis către ADIB propunerea de actualizare, iar dumneavoastră aveți un vot acolo. Un vot? Da, un vot, da. De mandatul nostru. Și v-am dat noi mandat să votați creșterea prețului la apă? Să-mi spuneți acum că a ajuns pe masă și să ne... Dar nu a fost hotărârea. Perieze domnul... Deci după aprobarea de toate unitățile după aprobarea tuturor hotărârilor de consilii, abia după aia va fi propunerea finală. Deci propunerea CRAB a ajuns la ADIB. ADIB a dezbătut și a votat pentru propunerea CRAB. După care a ajuns la noi pe masă. Sunteți de acord că asta e procedura? Eu am prezentat care este materialul pus pe ordinea de zi. Eu nu știu cum întoarce dumneavoastră reglementările, dar acesta este proiectul hotărârii pe care l-am susținut. Păi l-ați susținut deja, domnul primar. Nu-l susțineți, că l-ați susținut deja. Că dacă nu l-ați fi susținut, nu ajungea pe masa noastră. Deci degeaba spunem că vrem să nu creștem prețul și ne lăudăm că partidul PSD a plafonat că prețul la gaze, dacă dumneavoastră trebuia să faceți ceva, nu ați făcut. Eu vă rog frumos să nu amintiți aici de partide politice, că nu facem politică aici. Păi nu, și dacă stau foarte bine să mă gândesc, acționarul principal al acestui operator... Ascultați-mă puțin, acționarul principal al nostru este cetățeanul din Târgu Ocna. Nu spuneți că acționarul principal. Dumneavoastră aveați un vot cu aceeași greutate ca și acționarul principal. Și nu vreați să exercitați în zona politică, nu duceți în zona politică o hotărâre care, într-adevăr... Ascultați-mă puțin, ieri vă lăudați pe Facebook ce a făcut tot PSD pentru oameni. Dumneavoastră ce ați făcut pentru cetățenii din Târgu Ocna? Păi spuneți cum ați votat la ADIB atunci, ca să judecăm cu toți cum ați cât de bine ați reprezentat interesele de Târgovnene. E foarte simplu să veniți acum, să ne spună domnul Drăgănuț că e prea târziu, că trebuie să votăm, să fie bine, să nu fie rău. Dar când puteați opri în ADIB, n-ați făcut-o. Acum vreo 24 de ani, pe când mă conșur cu servicii de apă și canalizare și altele, și acest procent de factorare de canalizare era de, vă amintiți, 75%. Așa era cu 20 de ani, poate până mai de curând. Bineînțeles că acum îi înțelegem și pe cei de la CRAB, am fost și în situația lor, am zis, cu 20 de ani. Nu putem monitoriza, niciodată nu putem monitoriza, acest procent tinde spre 100% la bloc, iar la casă discrepanța este și mai mare. Dar pe de altă parte, fiindcă noi spunem că este vorba de apă potabilă, deci nu trebuie folosită la udat, această discrepanță, deci unde este mai mare la cei care udă, deci nu ar trebui aplicată. Pe altă parte, nu trebuie să ne fie frică dacă ar veni ei prin o săptămână, prin o lună, să ne explice cum au ajuns la acest procent de situație. Sunt și eu curios cum ajung tehnic vorbind, de 100%, poate fi 90-99%, dar 100% nu poate fi. Ar fi bine să vină să ne explice, nu faptul că mai întârziem un pic. Că... Avem o prezentare. Da, avem așa, deci... Iar faptul că și alte unități din Moldova au făcut așa, poate ar fi bine să vedem în toată țara cam ce procent se folosește, dacă e un procent de asta. Cred că ar fi bine, mulțumesc. Da, mulțumesc dacă sunt alte discuții, doamne primar. Dacă prezentăm slide-urile. Da. Și doamna arhitect, dacă vreți să... Am propus tot. Vă rog, doamna. Da, în materialul afișat, care a fost transmis probabil și pe anexă la proiectul de hotărâre, prezintă în forma actuală și în forma modificată ajustările aduse regulamentului.
niște modificări la ceea ce înseamnă noțiuni privind apa pluvială, se completează cu apa pluvială meteorică. Area de deservire e completată cu area geografică, de cuprinde teritoriul unităților administrative, membre în NAVI. Deci nu știu ce să vă, ce să vă prezint exact. Pentru că e un regulament destul de complex care a fost adaptat la, la zilele noastre, să spunem așa. Nu, nu, că nu e cu regulament, ci doar cu articolul ăla, așa. 177, acolo este prea așa. Aș vrea să facem discuții. Strictă. Pentru a vedea asta. După ce ați spus așa. Calitatea de apă uzată evacuată până acum era la numărul 1% de 90%. Modificarea se realizează prin actualizarea procentului de 100%. Acolo sunt niște prezentări. Cum au ajuns la concluzia asta? Nu știu ce numai. Era 90 la 100%. Păi, frate, apa cuge, ai să luăm acuma, e logic, cuge apa prin robinet, înregistrează apometru, sper ceva, ca așa se folosește și apa. În final, ajunge tot în canalizare. Păi ajunge, mai bem, mai gătim, mai spălăm. Mai cumpărăm și apă plată. Și ajunge să ceva sună. Da, da. Cumpărăm și apă plată, sau de la canalizare. Transformarea apei. Hai, frate, bună, ai apă plată, o plătesc odată, n-ai nicio legătură apă plată. Cât e apă plată? Transformarea apei de acolo se duce tot în canalizare, până la urmă. Prin da. Pregătirea ei, prin tot ce înseamnă și evacuarea ei. Vă rog, domnul Sandu. Nu are nicio treabă. Cel care nu este branșat la canalizare nu plătește serviciul de canalizare. Trebuie plătită, ascultați-mă, trebuie plătită și apa care încade serviciul la canalizare. Vrei să spun că apa e mai scumpă în România ca altfel? Traduce printr-o creștere de preț a apei. În final, fiecare cetățean din Târgoviște va plăti apa mai scumpă. Nu am este caz, domnul, plătit cu apă și cu canalizarea. Canalizarea este un serviciu, apa este un serviciu. Nu duceți acum... Primit două facturi, domnul, este caz lucru. Primit două facturi? Nu. Nu, dar dacă nu, deci aceeași factură va fi mai mare. Lăsați-mă puțin să termin și după aia vă susțineți dumneavoastră. Dacă 10% se plătește în plus canalizare, factura va fi mai mare, domnul. Deci apa se scumpește. Iarăși se duce o tihonie prin oraș, se scumpește apa, se scumpește gazul, se scumpește energia, toate serviciile se scumpesc. Iar dumneavoastră care puteați să opriți lucrul ăsta, nu l-ați făcut-o. Și veniți acum să ne spuneți nouă că votați că oprim un județ. Dar dacă discutăm de relația cu CRAB, această societate care face foarte multe lucruri bune pentru județ, da? O dată pe lună, apa se oprește în Târgoviște. Și nu doar cetățenii văd lucrul ăsta, văd și turiștii din stațiunea de interes național Târgoviște, că vine apa murdară o dată pe lună în robinet.
Pe urmă, altă relație pe care o avem noi cu crabul este canalizare extraordinară care s-a făcut. O simțim, o mirosim, avem o relație intimă cu canalizarea asta făcută de firma asta, Crab, care nu vrea bine, da? Pe urmă, tot timpul se spune de investiții. Crabul face investiții, va face 400 de milioane, se brăzdează județul, la anul va fi un șantier pe tot județul. Am crescut prețul apei cu un an înainte, pentru aceste investiții. Când au început? Când încep investițiile la Crab? V-au spus cumva în comitetul director, la adică când încep, că vreți să interveniți foarte violent. Iar prețul apei crește. Prin acest nou regulament crește prețul apei. Să fie clar. Că este pus într-o parte, în altă parte, el crește. Iar prețul apei, dacă vreți să știți că vă uitați foarte întrebători, este mai mare deja la Târgu Ocna decât în alte locuri, cum ar fi Cluj. Cum este Timișoara, în municipiul Timișoara, în municipiul Cluj, în care apa vine de la Dracul Praznic, e mai ieftină apa la care Târgu Ocna, care vine prin cădere de la Dărmănești. Și vreau să-i mai punem un pic acolo, sărace de la Crab. Nu la planul de viitor. Dacă îi plângem de milă Clujului,
Să știți că salariul mediu în Cluj este de două ori mai mare decât în Târgu Ocna, iar puterea de cumpărare implicită a apei este mult mai mică în Târgu Ocna, cu toate că s-au făcut investiții la Cluj, nu știu ce legătură au investițiile cu un preț mai mic. Ele se recuperează prin preț. Dar prețul crește, investițiile sunt la planul viitor, suntem în grafic, numai că nu s-a întâmplat nimic pentru ele. Dacă mai sunt discuții, vă rog, să mai scrie cineva la vot. Dacă nu, vă propun să votăm amendamentul depus în Comisia Juridică. Cine este pentru? Șase voturi tuturor mașinilor. Șapte. Am numărat. Șapte. Nu, vreau să... Cine este pentru din nou? Șapte. Șapte voturi. Șapte. Cine este împotrivă? Un vot. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Continuăm? Acest amendament nu a întrunit sub punctajul și este respins. Vă propun preaprobare proiectul de la punctul 2. Cine este pentru? De ce pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Da, mulțumim. Deci nu abținem împotrivă, da. Mulțumesc. Da, am înțeles, mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 3 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor practicate de SECE Compania Regională de apă Bacău S.A. pentru unele servicii publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Vă rog, Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a emis favorabil cu unanimitate de vot. Vă mulțumesc. Comisia pentru Urbanism. Disfavorabil cu 4 voturi. Vă mulțumesc. Comisia pentru Studii și Prognoze Economice. A emis favorabil 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Să stabilim o regulă. Cine numără? Dumneavoastră, da? Sau? Nu okay. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu prea ieșim. Deci pe consumul 13. Deci revenim pentru că nu picăm pe chei. Cine? Nu, dar chiar dacă lipsește. Domnul Bună, și tot noi nici voturi. De asta vă rog, hai să zic numărat dumneavoastră. O să dacă nu ați trecut. Cine este pentru? Cine este pentru? 15 voturi pentru. Și unul împotrivă. Vă mențineți votul, domnul. Votul împotrivă. Mulțumesc! Proiectul numărul 3 a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor societății comerciale Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocată în data de 3.11.2021. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Comisia Juridică, vă rog. Comisia a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru?
15, 16. Unanimitate, da? Vă mulțumesc! Trecem mai departe. Punctul 5 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii Consiliului Local Târgovna, numărul 81 din 12-11-2020, aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente și a participării orașului Târgovna la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Rapoarte de avizare, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică a avizat favorabil unanimitatea celor prezenți. Mulțumesc. Comisia pentru Urbanism. Este favorabil cu 4 voturi pentru. Și Comisia Economică. Este favorabil 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul numărul, de la punctul numărul 5. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul de vot a trecut. Mergem pe repede înainte la punctul numărul 6 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a debitului general estimativ prin Programul Național de Investiții Angel Salini în vederea realizării obiectivului de investiții modernizarea infrastructură rutieră în orașul Târgovna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgovna. Rapoartele de avizare, Comisia Juridică. Aviz favorabil 6 voturi din 6. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil 4 voturi. Comisia Economică. Aviz favorabil 5 voturi pentru din 15. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Mă rog, îl scrie la cuvânt. Domnule primar, îl dăți cuvântul. În primul rând, îmi permiteți să fac o singură corecție în material, nu în proiectul de hotărâre, ci în expunere și în raport, din eroare de dactilografie, strada a fost trecută strada Progresului, este vorba de strada care duce spre Sfântul Mătura și în realitate, în documentație și propunem spre a fi reabilitată, este vorba de strada Prosperității. Care situat unde? Strada Prosperității. Pe Ieftinică Mare. Da, spre strada Ieftinică Mare. Acolo pe strada, în material, era prevăzut cu 100 de metri, ceea ce era doar, era clar o greșeală, pentru că strada are mult mai mare lungime. Iar am gândit acest proiect, faptul că la nivel național s-a lansat proiectul Angel Salini, cu condiția ca infrastructura propusă spre a fi finanțată pe acest proiect să fie rezolvată infrastructura de dedesubt. Alimentare cu apă, canalizare, rețele de gaz. Străzile pe care noi le-am propus au rezolvat această problemă sau sunt în curs de rezolvare prin implementarea proiectului de master planul pe alimentare cu apă și canalizare. Cel de-al doilea principiu a fost să unim toate străzile neasfaltate cu străzile asfaltate din, pornind din zona centrală, pentru că în zona centrală avem și proiectul cu valorificarea turistică și mai erau câteva străduțe adiacente care nu beneficiau de asfaltare. Și cel de-al treilea, ținând cont și de principiul densității demografice și a proprietăților, a inelului de impozitare și în condițiile astea am identificat 24 de străzi. Pornind de la est la vest, sau cum vreau să le-am trecut pe toate. Toate bucățelele și toate străduțele le vedeți trecute în materialul ca și de raport. Total 5,4 km. Cu niște costuri estimate acum la prima vedere și la trecând doar prin indicatorii de estimativ. Sunt acele valori care sunt prevăzute. Vom depune documentația așa cum este prevăzut în ghidul de sarcini, în caietul de sarcini și după care, în momentul când se va elabora studiile de teren și DALI-ul și tot celelalte, vom avea valorile care cu siguranță vom veni în Consiliu să le propunem. Mulțumesc. Cine dorește să mai scrie la cuvânt?
dacă nu sunt doritor, supun la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Trecem mai departe punctul 7 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, modernizarea străzilor Cărămidăriei, Viitorului și Cimitir din orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare, Comisia Juridică, vă rog. 6 voturi pentru, aviz favorabil. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil, 4 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții. Cine se înscrie la cuvânt? Vă rog, domnule Babei. În sfârșit, după lupte seculare, am primit acest deviz pentru străzile celebre care au făcut tot județul să vină la Tehnica. O întrebare tehnică. Dacă poate cineva, domnul primar, doamna Hite, să ne spună de ce străzile care sunt prinse în proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi de astăzi costă pe kilometru reabilitarea lor, modernizarea lor, 4,5 milioane de lei și astea cu fonduri guvernamentale și cu fonduri județene costă kilometru 7 milioane de lei. E o diferență de 2 milioane jumate. M-am uitat, tipul de lucrări pare că sunt identice în ambele proiecte. E o diferență de 37%. Devizele sunt făcute cam în același timp. Dacă poate tehnic să ne spună cineva de ce e o diferență atât de mare de costuri. Vă rog. Așa cum am spus și mai devreme, valorile estimative raportate la indicatorii de cost din primul proiect este această sumă pe care am prezentat-o. Aici avem valorile reale, valorile din documentație DALI și dacă o să o studiați în mulțime, o să vedeți că, de fapt, costurile cu asfaltul și cu partea de infrastructură rutieră sunt undeva la 40%, 60% sunt costuri cu partea de preluare ape pluviale, pentru că una din cele mai, sau cele trei străzi sunt destul de complexe, având acolo descărcarea de apă, acel râu care vine de pe Găleac și traversează pe toată lungimea și apoi se descarcă în drumul național prim și spre Trotuș, plus că acolo avem podeți la fiecare proprietate, deci sunt podețele, e parte de trotuar, podețe, șanțul care are o dimensiune destul de mare pentru a prelua tot volumul acela de apă, și avem și trecerea de la nivel de cale ferată, plus apărarea de mal sau consolidarea malului chiar pe curba de la strada Cimitir, în zona cimitirului Eternitatea de jos. Și de aceea costurile sunt la aceste valori. Cu siguranță și valorile de la proiectul precedent, atunci când vom avea DALI-ul, vom merge pe o variantă cât de cât... Vor fi corectate, spune. Vor fi corectate. Acum sunt doar acei indicatori. Altcineva, dacă dorește, să se scrie la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, să pun la vot proiectul de la punctul numărul 7 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu mențiunea că prețul pentru asfaltare este mult prea mare. Deci ați votat, v-ați abținut, da? Împotrivă. Împotrivă. E foarte mare. Am înțeles. Am înțeles, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 8 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor, tarifelor practicate de SC Compania de Utilități Publice pentru Ocna S.A. pentru desfășurarea activităților specifice de prevenire și combatere a înzăpezirii drumurilor publice pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna.
Rapoartele de avizare, vă rog, Comisia Juridică. Aviz favorabil, 6 voturi pentru, 1 consiliu consiliar lipsit. Comisia pentru Urbanism și Amenajare. Aviz favorabil, 4 voturi pentru. Comisia pentru Studii Prognoze Economice, vă rog. 5 pentru, aviz favorabil, din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții la acest punct. Vă rog, cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de la punctul numărul 8 al ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Băciucă, împotrivă. Abțineri? S-a concernat, mulțumim. În continuare, parcurgem, trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu-Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare a unei suprafețe de teren, proprietatea orașului Târgu-Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu-Ocna. Raport de avizare, Comisia Juridică. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil pentru, 3 voturi pentru, 1 abțineri. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă rog. Vă rog, domnul Babi. Noi să ne abținem, și cu altă ocazie am indicat necesitatea întocmirii pugului actualizat la anul 2020 cât mai repede. O extindere de balcon propusă de domnul primar pentru 16 metri pătrați, care înseamnă o sufragerie, cred că nu ne face cinste în Târgu Ocna la anul 2020. Mulțumesc. Altcineva la discuții care să scrie? Dacă nu mai sunt doritori, să pun la vot proiectul de la punctul numărul 9 al ordinii de zi. Cine este pentru? Da, cine este împotrivă? 1. Cine se abține? 4 abține, da? Da, vă ascult, domnul consilier. O mențiune a concesiunilor între Bogna sunt lipsite de transparență. Mulțumesc. Cu voia dumneavoastră, punctul numărul 10 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind... Vă ascult. Este pur și principiu. Hai, da, e acord de principiu. Nu-i concesiune propriu-zis. Nu-i concesiune propriu-zis. Aveați dreptate dacă era concesiune. Oricum, mulțumesc pentru atenție. Trecem la punctul numărul 10 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Târgu-Ocna pentru demararea procedurilor de concesionare prin licitație publică a unei suprafețe de teren, proprietatea orașului Târgu-Ocna, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Târgu-Ocna. Rapoartele de avizare, Comisia Juridică, vă rog. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia de Urbanism. Aviz nefavorabil, 2 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia pentru Studii și Prognoze Economice. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, o abținere. Discuții, vă rog, înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun la vot proiectul de la punctul numărul 10. Cine este pentru? Thank you.
10. Împotrivă. Unul împotrivă. Cine se abține? Este și un vot. 5 abține. 5 abține. 5 abține. 5 abține. Un vot în... Scuze-mă, așa este. Așa este. Un vot în exprimat. Pe procedură nu se poate. Sigur. Vă mulțumesc că acest proiect a fost adoptat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind invalidarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SCE Util Fonseca SRL. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare, Comisia Juridică. Aviz favorabil. 6 voturi pentru. Mulțumesc Comisia pentru Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc și Comisia pentru aviz favorabil de 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Vă să intervin aici fiind un vot secret, trebuie să urmăm procedura specială aprobată în Consiliu, prin care avem adoptat o comisie specială de validare care o să vă înmânăm aceste voturi secrete. Și acum ajutăm. Mulțumesc!
Punctul 12 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pentru trimestrul 3/2021. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Comisia de studii și prognoze economice, raportul de ajutat. Elaborat, 5 voturi pentru. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt doritori, să pun la vot. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare a orașului pe trimestrul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Un vot. Cam asta este abținerea mai. Da, vă mulțumesc. Punctul numărul 13 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Târgu Ocna pentru anul 2021. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna, Comisia Economică, domnul Șirochi, vă rog, Comisia favorabilă, 5 voturi pentru, din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții pe baza acestui punct, în marginea acestui punct. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Sandu. Fără abțineri. Vă mulțumesc. Rectificarea bugetului pentru 2021 a fost aprobată în Consiliul Local. Punctul 14. Proiect privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate, care e anulat, da? Și îl înlocuim conform suplimentării care v-am anunțat-o la începutul ședinței cu pe care am proiectul de hotărâre, știți? Pe care am aprobat-o. Și pe care am aprobat-o. Proiectul de hotărâre privind aprobarea începerii investiției în cadrul programului de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, modernizarea sistemului de iluminat public în orașul Târgu Ocna și Bacău, etapa a doua, și aprobarea cheltuielilor legate de proiect. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Discuții pe marginea acestui... Aici nu este în dispoziție, dar s-a cerut și de la Comisia Administrație. Comisia Politică și Administrație Publică a avizat favorabil și acest proiect de hotărâre. Deci aviz favorabil? Comisia de Urbanism a avizat favorabil. Domnul Șirochi. Comisia Economică a avizat favorabil cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Vă mulțumesc. Discuții dacă sunt la acest punct suplimentar. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc, unanimitate. Trecem la punctul numărul 15. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine se înscrie la cuvânt? Vă rog, domnul Sandu. Care să arate circulația mașinilor ca să se poată ieși din
incinta blocurilor F-uri, din incinta blocurilor A-uri și din incinta blocurilor B-uri. Deci ceea ce intră în căpita în bușilă este foarte greu de, de ieșit, mai ales de circulă cu viteză mare și este destul de periculos. Mai ales în incinta blocurilor B-uri era să fie vreo două accidente. Ar trebui în continuare să se prefacă fântânile, așa cum s-a început cu o singură fântână, și în 2-3 ani să le reabilităm pe toate. Dacă tot o să avem o criză a apei, fie că e scumpă, fie că nu o să avem, ar trebui să ne îngrijim de o sursă alternativă de apă, cea veche din fântânile, să vedem care sunt potabile, care apă este potabilă, care nu, să se facă niște analize și să știm să contăm pe asta. Cam atât am vrut să vă zic acum. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Alt cineva? Vă rog, domnul Cristi. Eu aveam portabil de mers cu doamna Potean și eu, dacă sunt plăți cu câte fără contracte în spate. Ce anume? Dacă sunt plăți cu câte fără contracte. În spate. Fără contract. Am cerut pe 544 contractele pentru firmele care promovează evenimentele din stațiunea Târgu Ocna și au zis că pot, putele EMO și Radio EMO sunt contracte. Firma de la Iași și firma de la Iași. În regulă a achizițiilor publice, un prag minim valorii care nu necesită contracte efectiv. Fac achiziții publice pe bază de comandă și referate, care stau la baza achiziției respective. Ele sunt postate. Da, dar așa pe ceva le-am văzut. Contractul cu 4-1. Altcineva? Constatând că ordinea de zi a fost parcursă într-o întregime și că nu mai sunt doritori care să fie, să adreseze întrebări, interpelări, răspunsuri, declar închisă ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc.